În calitate de deputat am văzut și aici o serie de nereguli și de fiecare dată nu am ezitat să... Te-ai tot supărat pe ei până când te-au liniștit. Am pus punctul pe ei de fiecare dată pe... Dar tu ai mai avut o problemă în trecut, tot așa, ai plecat o perioadă, după aia te-ai întors? N-am plecat, am fost propus pentru excludere de Biroul Permanent Național, conform statutului partidului. Ca să o luăm de la început, atunci care a fost disputa? Despre ce a fost vorba? Că nu mai știu. Problema aia cu reducerile de pensii și salarii. Ah, și iar ai avut o interpelare de asta nefericită. Crizei, da, atunci... La momentul respectiv, eu am zis, domnule, înțelegem, trebuie reduse că sunt cheltuieli multe. Dacă nu mai sunt bani, n-ai de unde să dai. Dar dacă tot lucrurile stau așa, păi atunci hai să o luăm metodic, să reducem întâi de la ea care au foarte mult, nu pe aia să-i uităm. Și... Păi adică ce, de la cine vrei să păi reduci? De la cei din companiile naționale care dau sute de milioane de lei. Exagereze. Comisia de supraveghere a asigurărilor. Comisia de supraveghere a pensiilor publice. Și nici nu-ți place de comisia, de ce se iau ăsta? Păi dar cum să-mi placă? Ăștia încasează în jur de 1 miliard de lei pe lună venit. Pe lună. Și nu fac nimic. Deci iau numai fond de protocol. Am intrat în... Păi da, ei spun că iau bani de la societățile de asigurări. Păi da, în România asta am observat că multe instituții ale statului consideră că veniturile proprii sunt pentru propriul buzunar. Chiar dacă ei le încasează în baza unei legi, chiar dacă ei ar trebui să vireze diferența la stat. Care e argumentul lor? Dom'le, noi nu luăm bani de la bugetul de stat, noi luăm de la asigurări. Corect, corect, asta fac ei. Eu am văzut că la un moment dat președinta de la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, acum e un domn de la... Da, corect, care ne mințea pe noi că nu are nici 5.000 de euro. Așa, deci președinta ce face? Avea un fond de protocol undeva la jumătate de milion de euro. Dacă o puneai pe doamna aia timp de 5 zile pe săptămână, 8 ore pe zi, numai să mănânce și să bea ceea ce scria că și ea pentru protocol, aia ar fi murit pentru că ar fi mâncat prea mult. Dar dumneavoastră era și plătită pentru asta. Indigestie. Corect, probabil niște bani ajungeau în altă parte, prăjituri avea, știu că avea ciocolată de 5.000 de euro, nu știu mai ce avea, 5.000 de euro pe an. Chestii fine, chestii fine, dar... totuși. Nu, la un anumit nivel nu mai poți să mănânci chiar orice. Apă plată, parcă era 20.000 de euro, apă plată, 20.000 de euro. Apă minerală. Plată din aia. Deci erau vagoane întregi, deci dacă puneai o persoană însoțită de alte câteva să consume numai ce avea ea pentru fond de protocol, eu cred că o persoană ar fi murit pentru că ar fi consumat prea multe alimente.